Fiecare consolă are exclusivitățile ei, iar în materie de mașini, când zici Xbox, zici Forza, iar când zici PlayStation, te gândești la Gran Turismo, seria de simulatoare de racing produsă de Polyphony Digital. Au trecut mai mult de 5 ani de la Gran Turismo 4, am avut ocazia să încercăm titluri secundare ale seriei, precum GT Prolog, dar iată că astăzi suntem puși față în față cu Gran Turismo 5. Să vedem dacă a meritat așteptarea. Majoritatea conținutului de single player poate fi accesat din My Home. Aici găsești modurile de joc A-Spec și B-Spec, aici te plimbi prin garaj, aici accesezi evenimentele speciale și așa mai departe. În timp ce progresezi prin fiecare mod de joc, câștigi credite și puncte de experiență. Acestea pot fi investite în mașini noi sau second hand și îți pot folosi la customizarea vehiculelor. O noutate este B-Spec Events, care îți dă ocazia să-ți creezi propria echipă de șoferi și să-i antrenezi într-o serie de curse, privind mașinile din exterior și dându-le ordine șoferilor. Ca manager, ai acces la statistici și un live feed pentru ca tu să-ți coordonezi șoferii cât mai bine. Evenimentele speciale deblocabile sunt cele care fug puțin de la partea de simulator și se duc mai mult spre aspectul de joc. De exemplu, la kart racing va trebui să apeși pe accelerație la maxim, iar tehnica de condus nu se compară cu cea din cursele standard. În NASCAR va trebui să înveți tehnici de condus mai avansate, cum ar fi draftingul. Mai ai la dispoziție și modul Course Maker, care îți permite să-ți creezi propriul circuit. Nu te aștepta însă la unelte de level editing la fel de avansate ca în Mod Nation Racers. Ai o listă de layout-uri gata făcută din care alegi câte secțiuni vrei să conțină pista, apoi fiecare secțiune și selectezi cât de lată sau îngustă să fie și cât de abrupte să fie virajele. Course Maker este un plus în joc, dar nu este suficient de detaliat încât să-ți dea impresia că afectezi foarte mult circuitele. Unul din aspectele pe care Polyphony le-a tot lăudat în toți acești ani este numărul de mașini pe care le poți conduce în joc. În total ai peste 1000 de mașini care se împart în două categorii, standard și premium. Grosul mașinilor, adică vreo 70%, este format din cele standard, care sunt plictisitoare și nu sunt foarte detaliate. Aici accesul este pus pe cantitate, nici de cum pe calitate. Nu ai acces la camera de interior, adică nu poți vedea bordul, majoritatea se conduc aproape la fel, iar ca aspect nici una nu iese în evidență. Mașinile premium, în schimb, sunt prezentate cu o asemenea grijă la detalii, încât reușesc să le facă pe cele standard să pară căruțe de transportat cartofi. Singura dată în care am avut ocazia să vedem Lamborghini și Bugatti a fost în Gran Turismo PSP, iar în Gran Turismo 5 își fac debutul pe PS3. Un alt lucru care ni s-a părut prost implementat a fost damage-ul. Poți să te înfici cu 250 la oră într-un zid, iar mașina să ruleze ok în continuare, damage-ul apărând abia după mai multe coliziuni. Circuitele ni s-au părut în mare parte meh, dar din punct de vedere grafic, mediul înconjurător a fost detaliat, dar nu foarte spectaculos. Efectele de vreme salvează însă situația. Ploaia smuldrește parbrizul, iar noroiul aruncat de mașină din față te va încurca dacă alegi cockpit view, pentru că ștergătoarele nu prea fac față la asalt. La capitolul imersiune avem să-ți dăm un sfat. Odată ce îți iei Gran Turismo, instalează-l pe hard. Timpurile de load sunt destul de mari, iar dacă sacrifici 8 GB de spațiu, vei reuși să eviți întrerupirile enervante. Modul online este perfect pentru cei care s-au săturat de AI și își doresc ceva interacțiune cu alți jucători. Dacă n-ai chef să aștepți în lobby-ul deschis pentru toți, poți să intri direct într-o cameră în care se află prietenii tăi, folosind codul numeric al respectivei camere. În lobby ai la dispoziție voice și text chat, dar în cursele în sine poți comunica evident doar prin voce. Partea de sunet, în medie, este excelentă. Chiar și mașinile standard au efecte sonore spectaculoase atunci când accelerezi, iar asta îți dă senzația că te afli chiar la volan. Coloana sonoră este împărțită în 4 categorii: rock, jazz, dance și clasică, asta pentru cei dintre voi care poartă jobeni și beau Scotch on the Rocks. În general, piesele s-au potrivit destul de bine cu circuitul și singurele probleme pe care le-am întâmpinat au fost legate de gusturile personale, adică ne așteptam la rock alternativ, nu la emo stresant ca My Chemical Romance. Iată că am ajuns și la partea care contează pentru cei care sunt atenți la buget, replay value, puncte maxime aici. Bine, știu că trebuie să explic. Gran Turismo 5 este un joc imens, peste 70 de circuite, peste 1000 de mașini, iar o echipă de producători talentați a lucrat la el timp de 5 ani. Ai o mulțime de cupe în care poți concura, ai multiplayer extins, ai opțiunea de a-ți crea propriul circuit plus tone de achievement-uri. Fiind un simulator de racing, jocul nu oferă doar 8 ore de distracție, ci îți poate păstra interesul pe timp nelimitat.
În esență, Gran Turismo 5 se poate rezuma astfel. Pasionații de viteză care au un Matiz în garaj se pot relaxa conducând un Ferrari de fițe, cei care au condus până acum o mașină bună pot încerca și o dubă Volkswagen. Atâta vreme cât iubești mașinile, Gran Turismo 5 este jocul pentru tine, iar scăpările sale sunt nesemnificative când le compar cu pachetul complet. De la GameX TV, Gran Turismo 5 ia nota 9.